Omul și animalele sălbatice își dispută din totdeauna teritoriile. Noi vrem să le cucerim, ele să și le apere. Și atunci când au loc întâlniri între cele două tabere, una obligatoriu iese învingătoare, de cele mai multe ori a oamenilor, prin retragerea animalelor. Dar mai sunt și situații dramatice pentru turiștii care dau nas în nas, în special cu ursul. Pentru a le evita, jandarmii montani maramureșeni sfătuiesc drumeții să nu plece singuri în excursii și, foarte important, să nu rămână în meniți dacă apare vreun urs în preajmă, ci dimpotrivă. Să faceți gălăgie, să faceți zgomot, să cântați, să bateți din palme, astfel încât animalele vă vor simți prezența și se vor îndepărta de dumneavoastră pentru că lor le este frică de oameni. În cazul în care veți rămâne cu cortul peste noapte, nu păstrați mâncare înăuntru, depozitați-o la măcar 10 metri, astfel încât, dacă ursul o adulmecă, să fie la distanță de voi. Și, foarte important, hrana trebuie să fie bine împachetată. Atașarea unui clopoțel de rucsac este o idee bună, fiindcă acesta va suna în continuu în timpul deplasării și ar fi bine să aveți un fluier cu voi în excursie. Dacă nu aveți fluier, faceți gălăgie cu cănile, cu ustensilele pe care le aveți la dumneavoastră în drumeție, tocmai pentru a se speria și a pleca. Să împachetați cu grijă mâncarea, să fie foarte bine împachetată, să nu emane miros. Animalele sălbatice sunt atrase de mirosul mâncării. Dacă mâncarea este împachetată bine, riscul să vină la dumneavoastră este mai mic. Dacă ursul vine spre voi, nu trebuie să o luați la goană. Recomandarea jandarmilor montani este să vă retrageți încet, fără a-l scăpa din priviri. Este bine să vă retrageți încet, cu ochii la el, sub nicio formă nu trebuie să fugim. Aruncați rucsacul pe care îl aveți în direcția opusă celei în care o veți lua, astfel încât ursul care este interesat de mâncare va alege rucsacul și astfel veți avea timp să vă îndepărtați suficient de el. Vremea cețoasă ori ploioasă nu este potrivită pentru drumeții. Atunci animalele sălbatice pornesc în căutarea hranei, iar posibilitatea de a le întâlni este mare. De asemenea, foarte important este echipamentul turiștilor. Bocancii trebuie să fie special pentru munte, îmbrăcămintea lejeră și pantalonii neapărat lungi. Iar în rucsac trebuie să aveți lanternă, apă, sandvișuri și dulciuri pentru energie.